grupul primarilor PNL din Timiș, am venit și am cerut o audiență domnului prefect, în ideea în care, în urma adoptării hotărârii Consiliului Județean de repartizare a banilor pentru echilibrare pentru fiecare primărie din județ, prefectura a găsit de consecință să conteste această hotărâre de Consiliul Județean. Am mers la domnul prefect să întrebăm care sunt motivele pentru care a contestat această hotărâre, plecând de la ideea că această hotărâre, din punctul nostru de vedere, a fost atacată pe partea de oportunitate și nu de legalitate. Și de ce spun acest lucru? Pentru că sunt convins că și în cadrul Consiliului Județean sunt juriști și secretarul Consiliului Județean a avizat de legalitate această hotărâre și menționez că această hotărâre a fost votată cu o majoritate în cadrul Consiliului Județean, exact așa cum cere legea. După ce instituția prefectului a atacat hotărârile Consiliului Județean Timiș privind repartizarea sumelor din fondul pus la dispoziția Consiliului Județean și a celor defalcate din taxa pe valoare adăugată, mai mulți primari PNL au cerut o întâlnire urgentă cu prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu. Ne-a lămurit domnul prefect care au fost motivele pentru că a contestat această hotărâre, motive de legalitate și nu de oportunitate. Ne citea doamna jurist de acolo ceva articole din Constituție, nu știu ce legătură aveau aceste articole cu hotărârea de Consiliul Județean. Mai mult de atât, toți colegii noștri i-au atras atenția domnului prefect că contestarea acestei hotărâri va produce efecte negative în fiecare din cele 99 de localități din județul Timiș. Prefectul Mihai Ritivoiu explică de ce s-a ajuns ca prefectura județului Timiș să atace dispoziția Consiliului Județean. În momentul când primim o plângere și o contestație din partea unui grup politic, noi suntem obligați să ținem cont de această plângere. Până acum nu s-au mai primit plângeri la nivelul prefecturii Timiș, pentru că în fiecare an lucrurile s-au desfășurat într-un acord al partidelor politice. Din discuție îmi dau seama că reprezentanții PNL, primarii erau toți pe PNL, încearcă să politizeze această demers, să considere că este un gest care mă rog, oprimă primările PNL și încearcă să apere primările PSD. Acestea sunt acuzațiile de care am luat act. Ceea ce vreau să vă spun este că, repet, ne interesează legalitatea, că din punctul nostru de vedere legalitatea nu a fost obținută în această hotărâre. În acest moment, acești bani sunt blocați. Nici o primărie nu poate beneficia de aceste fonduri. Prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, spune că acest blocaj poate dura chiar și câteva săptămâni.